Corinteni, capitolul 13. 1 Corinteni, capitolul 13, tot capitolul 13, versete. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci vei cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Ocupăm locurile. Cred că 1 Corinteni 13 e o completare sau o finalizare necesară la lecția care am avut-o noi astăzi la școala duminicală. Tot ce am citit aici în 1 Corinteni 13 despre dragoste se aplică 100% la iubirea frățească. Se aplică 100% la dragostea care trebuie să fie între noi, ca frați și surori, în adunarea Domnului Iisus Hristos, mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Se aplică în familie, în relația dintre soț și soție, soție și soț. Dragostea nu e necuvincioasă, dragostea nu este invidioasă, dragostea nu pismuiește, nu caută folosul său, vrea nu împlinirea lui soțul, ci a soției. Soția nu este egoistă, vrea împlinirea soțului mai degrabă. Tot ce scrie aici este valabil pentru dragostea cu care părinții iubesc copiii și copiii iubesc părinții. Dar se spune aici câte ceva despre când eram copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, mă purtam ca un copil și iubeam ca un copil până la urmă. Am petrecut 5 săptămâni în România, sau aproape 5. Cea mai mare parte a familiei noastre este acum în România. Mihai, Anca, Evelyn și Casey, de mai multă vreme, Nicu, Dina și Alexa sunt și ei de 4 luni, vor fi probabil un an jumate, 2, încă acolo. Și de aceea am fost ca în familie, a fost o binecuvântare în sensul acesta. Îi iubim pe copiii noștri și iubim pe nepoți, parcă pe nepoți mai mult ca pe copii. Uneori simt așa o gelozie a copiilor față de noi când vede cum îi iubim pe nepoți. Timi, el și eu și exprimă, dar și mie mi-a cumpărat tot atâtea ca la ăștia doi, dar și pe noi ne-a tot giugiulit atâta, nu. Asta e adevărul, nu. Dar nu i-am iubit cu nimic mai puțin. Vedeți?
sunt niște nuanțe când e vorba de dragoste. Tata și mama iubesc, dar dragostea de multe ori caută forme practice. Tata iubește copilul și fetița care îl are și de a face câteodată ore suplimentare, lucră un geap și jumătate, mai ales la început când plata pe ore mică, ca să fie bani de formulă, de pampers, de scutece, de hăinuțe, că nu mai folosim scutece. Și în toate aceste chestiuni practice se vede dragostea tatălui și a mamei. Bunicii nu mai au așa de mult problema asta și de aia pot să iubească pe copii, pe nepoți într-un alt fel și să se bucure mai mult de iubirea lor, că grija cade pe părinți. Dar vreau să vă spun că, într-un fel, poți să te iubești cu Alexa, într-un fel o iubești pe Evelyn și într-un fel poți să o iubești pe Casey, care e 11 ani. Dar pe toate trei le iubesc la fel. În inima mea, pentru toți cinci nepoții care i-am, nu e o diferență în dragoste. Dar când mă duc la Atlanta cu Alex, ies cu bicicleta în subdiviziune. Discutăm ca doi bărbați. Așa, man to man. Altfel se întâmplă cu fetele. Nu pot să o iubesc pe Casey la 11 ani, cum o iubesc pe Alexa și o întrebăm cum face oaia și ea spune că bea și cum face grandpa și tușește și așa mai departe. Dar dragostea e aceeași. Nu-i nicio discriminare. Până la urmă, nimic nu e mai important decât dragostea. Poate că ce vă spunem acum vă gândiți să aplicați și la viața noastră în credință. Există o copilărie a credinței, există o tinerețe a credinței și există o maturitate a credinței. Și vom avea peste câteva săptămâni o lecție din 1 Ioan, dacă v-ați uitat pe calendar, vârstele spirituale. Și Ioan scrie, vă scriu copiilor, vă scriu tinerilor, sau v-am scris tinerilor și v-am scris părinților. Știi, când ești copil, iubești într-un fel și aștepți să fii iubit într-un anume fel, copilăresc. Dacă m-aș duce și îi cumpăr lui Mihai o mașinuță, dacă îi duceam o mașină din America, care face bum, bum, de pompier sau de poliție, zicea, tati, ai ceva probleme? I-am dus însă o carte foarte bună, biblică, istorică și a primit-o cu mare bucurie. La copil deja mai dau carte, la Alex sau la Lucas, lui trebuie mașinuță. Vedeți, când eram copil, iubeam ca și copiii și voiam să fim iubiți ca și copiii. Cei mai mulți sunt copiii când îi iubim, când ne jucăm cu ei și lăsăm să ne călărească, când suntem cai și ei se urcă pe spatele noastre. Dar când am crescut mari, am lepădat ce era copilăresc. Mă duc aminte și n-am să uit niciodată, Timi cred că era prin clasa a treia. Îl duceam la școală, sau a doua chiar. Și până acolo, întotdeauna la școală, la despărțire, oricare îl duceam, era un hug și el ne săruta și pe o față, pe o braț și pe celălalt. Și am observat de la o vreme, pe la începutul clasei a treia, că băiatul zice distanța legală. Nu zice nimic, dar am văzut asta și n-am mai făcut ce făcea și l-am pupat eu. Și s-a zbârlit așa un pic și a zis, man, e atâta lume aici, eu sunt băia mare. Tati, e atâta lume aici, eu sunt băia mare. Cum adică? Ba după aia a avut pretenția prin sfârșitul clasei a treia, să nu mai veniți cu mine la școală. Numai down the block. Să nu veniți să mă așteptați. Și sora Ieremia, vă mai amintiți pe sora Ieremia, mama lui sora Mimi, l-a văzut odată că vine de la școală singur și a zis, Timi, dar tu vii singur de la școală? Și Timi a umflat pieptul. Păi da, eu nu mai sunt copil. În clasa a treia, tu copil ești. Dar vedeți, simțul, gândul, percepția se modifică. Credeți că nu se modifică la fel? Și când e vorba de copilăria în credință, tinerețea în credință sau maturitatea în credință. Pe mine, dacă cineva îmi spune pace sau îmi întinde mâna, e mai puțin important și se mă preocupă să nu fie ăla care a uitat să spun pace. Dacă fratele Nelu
se gândește că ce se întâmplă când își pornește Mercedes, nu? Se întâmplă când își pornește mașinile astea și cumva nu mă salută cu pace, îi spune pace, frate Nelu. Copilărie, tinerețe și maturitate. Și să știți că și în funcție de asta e felul cum ne raportăm la dragoste. Dar și relația sau soție a fost dragostea a logodnei, a fost dragostea lunei de miere, a fost dragostea primilor ani și a fost dragostea aia când a venit majestatea sa, băiatul sau fetița, și noaptea la 12 se trezea, dădea alarma și ce zicea tata către mamă? Du-te tu că s-a scolat fata. Și mama zicea, deși l-am făcut singur, nu? Și dragostea se arăta de multe ori în alte feluri. Lasă-te, dragă, că mă duie la el. Lasă, nu te mai trezi tu, sau invers. Să știți că și între noi în biserică sunt foarte multe forme în care dragostea este și se manifestă. Nu neapărat numai declarații, cântece sau serenade. Dar în același timp trebuie să avem grijă să vedem că dragostea noastră unii pentru alții este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Vedeți voi, la unii este ușor ca dragostea să fie bună, plină de bunătate, e mai ușor. La mine e răbdarea, e răbdarea. Mă suna fratele Marin cu Cuian din România, știți că el ne-a vizitat, mai stătea 3-4 luni, lucra, și voia să vadă dacă ar putea să mai vină în America. Acum nu eram eu la vize, dar eu l-am găzduit când a venit, câte 3-4 luni, și mă gândesc că asta înseamnă dragoste, când găzduiești pe cineva în casă, nu iei un dolar nici să mănânce, cumperi de mâncare, aia înseamnă dragoste. Dar zice, la un moment dat, îmi spune el după mulți ani, zice, măi, când îți dădeam telefon și nu știam cum să vorbesc așa mai pe departe, că aș vrea să mai vin 2-3 luni, că n-am niște bani, treburi, și tu îmi spuneai așa foarte dur de acolo, hai, treci la subiect. Zice, nu mai știam ce, îmi venea să închid telefonul, nici nu mă mai gândea să vin în America. Și zic, mă, ce bine că mi-ai spus. Eu când tu începeai pe de departe, pe vremea era foarte scump telefonul, vă amintiți, acum 20 de ani, nu? Era așa aici, așa acolo. Eu mă gândeam cât de mult o să plătești dacă fac conversație și ziceam, treci la subiect, spune ce te doare. Și el spunea, aș vrea să vin la America, vino și gata. Dar dacă nu mi-ar fi spus și nu mi-ar fi dat șansa să mă explic, ar fi crezut întotdeauna că nu m-am bucurat că m-a sunat sau că n-ar vrea să vină. M-am bucurat și totdeauna l-am primit și el s-a bucurat când a înțeles de ce ziceam, tai-o scurt. Poate și pentru că dragostea mea nu e așa de răbdătoare ca a voastră. Poate că și e plină de bunătate, dar fiecare avem undeva de lucrat. Mă gândesc că un ofițer, de pildă, are de lucrat la felul care să facă declarații de dragoste soției. După limbajul ăla de la armată. Trebuie, stai, execută! După 8 ore de servici, un colonel când vine acasă, cred că trebuie să facă un efort foarte mare să nu folosească același limbaj. Vedeți, noi oamenii ăștia de rând nemilitarizați, dacă vine la servici, noi întrebăm așa, dragă, ai făcut ceva de mâncare? Sau ai o cafea dragă? Dar gândiți-vă un colonel care toată ziua a făcut instrucție, vine acasă și zice, cafea dragă! Supă dragă! Și nevasta zice, băi, ce-i cu tine? Tu ești tot colonel și aici? Și atunci trebuie să lucreze la răbdare. Alții dintre noi trebuie să lucrăm la politețe. Eu nu pot să spun, îl iubesc pe fratele Costel, dar, bă, Costel! Hai să facem ăsta, fișca la biblică. Nu merge, bă, Costel, nu merge, că nu merge, bă, cu nimeni. Frate Costel, dumneavoastră, dacă suntem frate, nu înseamnă că nu ne respectăm, că nu avem politețe, că nu avem tact, că dacă nu se întâmplă o serie întreagă de gafe și poate zice, nu-i dragoste. Acoperă totul. Știți, dragostea mai acoperă, mai aplică ca la fotbal arbitru legea avantajului. Păi auzi ce a zis de tine? Ce a zis fratele Nelu de tine? A zis că ești filfizon de Zalău. Da, și eu zic că ești becăr de Constanța. Ei, câte n-au zis alții de tine și tu de ei? Hai, frate Levi, mai acoperă din când în când. Hai, mai și crede. Dă credit fratelui tău. Ce înseamnă să crezi? Nu să crezi ce nu e adevărat. Tu trebuie să crezi adevărul că fratele tău te iubește.
Fratele meu m-a iubit. Când îmi ținea partea la părinți, îl iubeam. Când nu îmi ținea partea, îl uram tot așa de sincer. Dar până la urmă revenea repede la iubire, însă aveam atunci aversiune. Dragostea este în stare chiar și să sufere totul. Dar m-a jignit! Și soția a trebuit să-mi spune, da, te-a jignit, da. Suferă și tu, frate Levi, că le ții la predici de suferință. Și dacă așa face, e un instrument al Duhului Sfânt, dar dacă zice, cum și-a permis el să te jignească pe tine? Tu ești păstorul bisericii, pune-l la punct. Atunci toarnă gaspe pe foc, suferă totul. Deci unde este dragoste, totuși trebuie să suferim. Totuși trebuie să ne îngăduim. Trebuie să ne iertăm unde este dragoste. Da. Înseamnă că dragostea poate să greșească? Da. Dar în final, nimic nu-i mai presus de dragoste și nu rămâne nimic decât dragostea. Acum rămân doar aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Amin. Am promis vineri seara că saluturile și raportul misionar sunt duminică. Nu știu că am zis că duminică dimineața. Așa că am să le las pentru de seară, ca să cântăm o cântare la încheiere, să ne închinăm cu darul de bunăvoie și să încheiem, nu cu mult înainte de 12, dar să mă țin de cuvânt la 12 fără 2 minute, tot înainte de 12. Și în timp ce cântăm această cântare, 150 din Aleluia, fratele Mailat și fratele Ionică vor purta colecta. 150 din Aleluia, nu va fi o veste mai frumoasă. Închinăm Domnului.
Amin. Cu pacea Domnului, adunarea este liberă.